Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la trei citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. Și avem numărul 1, cristalul argintiu, Numărul 2, cristalul albastru și numărul 3, cristalul mov. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul argintiu. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru voi în acest moment și să vedem ce urmează în viața ta din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Hai să vedem. Prima carte pentru tine este Arcana Majoră Cumpătarea, o legătură văd aici cu Zodia Săgetător, Însă, în alte cazuri, văd că ești o persoană care are o anumită cultură, o persoană care studiază la nivel înalt și, de asemenea, văd că ești într-o perioadă a vieții tale în care încerci pe cât posibil să-ți găsești acea liniște, să-ți găsești acel echilibru de care numai tu știi cum anume uh, ai nevoie. Da? E un echilibru pe care nu mai tu îl înțelegi. Mai văd aici o predispoziție spre o împăcare. Dacă te afli într-o astfel de situație, bineînțeles, uh, poate chiar treci printr-o perioadă în care, pe de o parte, lucrurile funcționează bine, pe de altă parte, nu funcționează așa cum ți-ai fi dorit tu. La baza acestui pachet avem. Arcana majoră, Marea Preoteasă, foarte frumos, care îți vorbește aici despre faptul că tu ai o intuiție absolut fantastică. Vezi că în această perioadă tu pur și simplu ai o intuiție foarte mare, bănuiești anumite lucruri și ele să știi că sunt adevărate. Uite, om de cupe. Vrei să renunți la ceva în secret sau, mai bine spus, în mintea ta, în interiorul tău, deja ai luat o decizie foarte importantă. Doar că urmează să o pui în practică. Următoarea carte pentru tine este Judecata. Până acum am avut doar arcane majore, și este clar aici faptul că tu treci printr-o perioadă extrem de intensă, printr-o perioadă destul de ciudată. Judecata vorbește despre acel moment în care îți clarifici relația, stai de vorbă cu persoana iubită și vezi exact ce te deranjează la el. El îți spune ce îl deranjează la tine. Este un moment în care. Fiecare se arată fix așa cum este. Este un moment de sinceritate. Iar dacă se reușește să se treacă peste această etapă, bineînțeles că lucrurile vor merge mai departe. Judecata vine și accentuează acest mesaj de împăcare, acest mesaj de revedere. Poate chiar primești o veste foarte importantă din partea unei persoane dragi ție. Doi de monede. Cineva care este încurcat într-o situație. Văd aici că ai de luat o decizie importantă, ori tu, ori persoana de lângă și în egală măsură doiul ăsta de monede chiar vorbește despre un moment în care e bine să calculezi foarte bine faptele unei persoane sau mai bine spus dovezile pe care cineva ți le oferă în legătură cu situația respectivă. 5 de cupe mai avem aici. Se pare că ceva în trecut s-a întâmplat, dar este foarte important să îți clarifici situația în care te afli acum. Este important să înțelegi acea lecție din trecut. Să înțelegi acele lucruri care s-au întâmplat și să mergi mai departe. Asta este cel mai important pentru tine. 9 de cupe văd aici. Uite, foarte multă bucurie văd. O încărcătură emoțională absolut fantastică de care tu ai parte, și se mai vede clar aici faptul că reușești să rezolvi o problemă. Foarte importantă pentru inima ta. E ca o nebunie totală care se întâmplă aici. Te simți eliberat, te simți împlinit din punct de vedere emoțional, și simt aici că ai așteptat acest moment foarte mult timp. Și acum, în sfârșit, ai ocazia să te bucuri, ai ocazia să treci cu bine prin aceste lucruri. Vreau să văd și un sfat pentru tine din partea oracolului, pentru că simt aici că ai niște mesaje speciale. Hai să vedem. OK. Mesajul pentru tine este o lună plină în semnul taurului, foarte interesant, și ți se transmite că este bine să fii mândru de tine. Este foarte important acest aspect, să te îngrijești, de ce nu, să arăți celorlalți valoarea ta și să te apreciezi foarte mult. Parcă nu conștientizezi adevărata ta valoare, nu te respecti, da, suficient de mult. Și mai avem un mesaj aici, anume să vezi ceea ce trebuie, să ai încredere în mesajele care vin din interiorul tău. Asta este foarte, foarte important pentru tine în acest moment. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like funcții gratuite pentru toată lumea și de asemenea te invit cu drag la încă un alt număr dacă vrei să mai vizionezi sau la o altă citire de pe acest canal. Eu îți mulțumesc încă o dată pentru atenție și nu uita să distribui acest videoclip dacă vrei să mulțumești sau dacă vrei să mă ajuți. Îți mulțumesc și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă! Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul albastru, haideți să vedem ce mesaje avem pentru voi. Ce vrea tarotul să îți transmită în acest moment? Hai să vedem. Wow! Se pare că pentru tine deja a ieșit o carte, dar simt să mai amestec cărțile. Așa mi se transmite. Hai să vedem. a ieșit un 3 de băte. Văd aici multe drumuri scurte pe care le ai de făcut. Văd faptul că ai niște strategii foarte bine puse la punct și în egală măsură tot această carte îți vorbește despre faptul că ai ocazia să te deblochezi dintr-o problemă. La baza pachetului, arcana majoră, steaua, steaua care îți spune despre o posibilă legătură cu zodia vărsător. Foarte interesant aici simt să-ți transmit că tu îți dorești ceva foarte mult și ai început să te organizezi ușor, ușor. încep să vezi o deblocare în situația în care te afli și asta este absolut fantastic. Da? Uh. A fost o decizie foarte rapidă pe care ai luat-o, o decizie pur și simplu nebunească, dar care să știi că te va ajuta foarte mult în următoarea perioadă. Dacă e vorba de o relație, văd aici că parcă te-ai impus într-o relație, te-ai impus într-o situație, ai acționat într-un mod diferit. Văd o legătură cu zona tehnologiei, cu internetul, cu lucruri avangardiste, cu lucruri noi. Poate chiar, nu știu, îmi vine să transmit că în alte cazuri e vorba de o relație la distanță sau de o relație în care mai mult comunicați pe internet, da? mai mult comunicați la nivel de online. Următoarea carte pentru tine este 6 de spade, foarte frumos, aici văd clar o deblocare pentru tine, începi să te miști. Lași ceea ce este rău în urmă și mergi mai departe pentru a-ți îndeplini acest vis. Mai văd aici foarte clar că urmează să faci o scurtă călătorie sau un drum pentru a te întâlni cu cineva sau pentru a-ți rezolva o anumită problemă pe care tu o ai. Vrei să te muți, vrei să-ți schimbi casa, vrei să-ți schimbi viața? Următoarea carte, 2 de spade. Ori acest drum îl faci doar tu cu tine pentru a-ți pune gândurile în ordine, ori e vorba de faptul că deja sufletul tău este plecat dintr-o relație, dintr-o situație, însă mai ai de luat decizia la nivel mental. Mintea ta încă parcă nu e obișnuită cu acea decizie. Mai văd aici o lipsă de comunicare între două persoane. Următoarea carte, faetonul, o legătură cu zodia Rac, se vede aici, dar se accentuează ideea de drum, ceva se mișcă. În egală măsură văd un triumf, văd o victorie pentru tine, ceva absolut fantastic care urmează să se întâmple în viața ta. Faetonul vorbește despre o schimbare, despre o mutare, despre un drum, și e clar aici că tu reușești să unești două extreme, două medii de viață diferite, două persoane diferite. Tu pur și simplu reușești să împaci poate uh, un cuplu sau să împaci niște persoane din apropierea ta și asta este absolut fantastic. Următoarea carte, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Aici e clar vorba de un suflet pereche. Dacă ești o persoană singură, acest suflet pereche poate să apară în viața ta în urma unui drum pe care îl faci, în urma unei schimbări, în urma unei mutări foarte, foarte importante. Așa cum am spus și la început, pentru unii văd aici o relație la distanță. Văd foarte multă pasiune, dar văd clar aici o decizie pe care cineva urmează să o ia, fie că e vorba de tine, fie că e vorba de cealaltă persoană. Cineva are nevoie de foarte multă afecțiune, de foarte multă iubire. Da? Asta văd foarte clar aici. Ultima carte pentru tine, doi de cupe. Deci se accentuează această idee de suflet pereche, de împăcare, de iubire. Uh, poate chiar discutăm aici despre o întâlnire romantică pe care o poți avea, dar în alte cazuri este vorba de un contract pe care urmează să-l semnezi, sau poate să fie vorba în egală măsură și de o înțelegere serioasă pe care o poți face cu cineva anume. Wow! Haideți să vedem și un mesaj din partea cărților Oracol. Vreau să văd ce mesaje are Oracolul să îți transmită. Prima carte pentru tine este o lună nouă în berbec care îți transmite în felul următor și anume Mergi după acel lucru, mergi după ideea care ți-a venit, mergi acolo unde îți pune spiritul, aventurează-te, trăiește din plin, bucură-te de lucrurile care sunt în jurul tău, bucură-te ca un copil, adică apreciază toate lucrurile care sunt în jurul tău. Ți se transmită că e cazul să te bucuri de viață și să faci ceea ce simți, asta e cel mai important aici pentru tine. Iar la bază, avem o lună nouă în săgetător, deci aici îmi vine să-ți transmit că parcă te aventurezi într-o nouă etapă a vieții tale, explorezi ceva nou și ți se transmite că este foarte important să te concentrezi pe lucrurile pozitive din viața ta. Asta este absolut fantastic pentru tine. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, funcții gratuite pentru toată lumea și de asemenea te aștept cu drag la un alt număr dacă vrei să mai vizionezi sau la o altă citire. Te îmbrățișez și îți mulțumesc pentru faptul că distribui acest videoclip sau pentru faptul că recomanzi canalul unei bunei persoane dragi ție. Te îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare. Ne pregătim pentru numărul 3 să vedem ce urmează acolo. Se pare că a venit și pisica aici la noi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul mov, ametistul. Haideți să vedem ce mesaje are tarotul pentru cei de la numărul 3. Să vedem ce este și ce urmează în viața ta din acest moment. Ce mesaje are tarotul să-ți transmită. Sunt foarte, foarte curioasă și a început citirea, dar simt nevoia să mai amestec puțin pachetul de tarot. Prima carte pentru tine este valetul de spade. Foarte interesant. Aici văd o persoană foarte, foarte curioasă în legătură cu tine. Poate cineva care te spionează. Cineva care vrea să știe absolut tot ce faci. Vrea să știe absolut toate drumurile prin care tu mergi. Vrea să știe absolut tot ceea ce vorbești. Poate chiar se interesează de viața ta. În alte cazuri, văd că și tu ești foarte curios sau curioasă în legătură cu o persoană, în legătură cu o situație. Da? Hai să vedem. La baza pachetului avem un mesaj și anume Marea Preoteasă. Cred că ești o persoană mai secretoasă. Poate tu ai niște secrete sau ai legătură cu o persoană care îți ascunde anumite lucruri. Văd foarte puternic aici o legătură la nivel telepatic foarte puternică cu o persoană. De ce nu? Mai avem optul de cupe. Poate ar fi bine să ascult și de la numărul 1, pentru că acolo a mai fost această combinație. Bineînțeles, într-un alt context, dar simt aici să-ți transmit că ai niște informații foarte importante și acolo. Aici, uite, avem justiția, o legătură cu zodia balanță și un op de cupe. Deci, văd aici că cineva renunță la ceva anume se rupe un contract, se rupe o înțelegere, cineva ia o decizie importantă. Parcă e un final în secret. Următoarea carte, Regina de Băte, foarte interesant. Regina de Băte îmi spune mie aici, ori de o rivală ori e vorba de o persoană pe care tu nu o suporti sau o persoană care nu te suportă. În egală măsură, văd că îți dorești foarte mult să trăiești viața din plin, îți dorești să te bucuri de fiecare aspect al vieții, îți dorești să te bucuri de lucrurile mărunte din viața ta, Văd că ești o persoană foarte pozitivă, foarte energică, dar în unele cazuri simt foarte clar aici gelozie sau o senzație cum că lucrurile nu sunt în acea direcție pe care tu ți o dorești. Următoarea carte pentru tine este Regele de Cupe. Regele de Cupe aici îți spune despre o posibilă legătură cu o zodie de apă rac, scorpion sau pești, iar cu regina aici de băte poate să fie o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Văd aici că ai o puternică legătură cu o persoană foarte sensibilă, foarte dulce, iubitoare. Poate este o persoană care îi place arta, este o persoană sensibilă, care poate lucrează pe zona sănătății, sau o persoană care consumă foarte multe lichide. Următoarea carte, Arcana Majoră, lumea. Foarte frumos. Lumea aici reprezintă o închidere, reprezintă o încheiere. Parcă se încheie o karmă, dar în momentul în care apare această eliberare, atât tu cât și cealaltă persoană sau ceilalți sunt împăcați, sunt liniștiți. Lumea vorbește în egală măsură de un final, vorbește despre o bucurie foarte mare, despre un succes extraordinar de profund și aici poți avea legătură cu următoarele zodii, vărsător, scorpion, taur, leu și mai văd foarte clar aici o legătură cu zona străinătății sau cu zona internetului. Următoarea carte 10 de băte. îți pot spune aici că urmează o perioadă aglomerată pentru cineva anume, fie că e vorba de tine, fie că e vorba de ceilalți. 10 de băte este acel moment în care ai foarte multe lucruri de făcut și nu știi ce anume să alegi mai departe. Am dat peste acest cristal pe care tu l-ai ales și simt să simt aici să-ți transmit foarte puternic că este extraordinar de important pentru tine să nu îți pierzi credința, să nu îți pierzi iubirea, să nu îți pierzi speranța. Foarte important este. Apar tot felul de provocări, bineînțeles, dar pe care să știi că le poți depăși. Parcă nu mai ai timp, parcă totul este aglomerat, Ultima carte pentru tine, Arcana Majoră, Diavolul, care îți spune despre o legătură cu Zodia Capricorn. Însă, aici e foarte clar că tu trebuie să renunți la un obicei toxic sau trebuie să renunți la o persoană. Diavolul înseamnă obsesie, înseamnă lucruri mai puțin pozitive. Chiar putem să discutăm în unele cazuri, așa cum am spus și de la început, de niște secrete care se ascund și pe care să știi că urmează să le afli. Doar că în momentul în care le afli, o să vrei să te eliberezi, o să vrei să pleci de acolo, unii poate chiar plecați dintr-o situație toxică și nu prea spuneți celorlalți. Ați luat decizia voi cu voi și mergeți mai departe. Vreau să văd și niște sfaturi din partea cărților oracol pentru tine. Hai să vedem ce mesaje avem pentru sufletul tău. A ieșit deja o Prima carte care îți transmite în felul următor: că este foarte important să te concentrezi pe lucrurile pozitive și este important să țintești undeva sus. Este important să te respecti mai mult, poate chiar să ieși din anonimat, pentru că în unele cazuri simt că tu nu ești acolo unde trebuie. Tocmai pentru că ești aici prins de un anturaj toxic, de niște persoane care sunt foarte jos da, față de tine din punct de vedere energetic. O legătură cu un săgetător aici. La baza pachetului avem o lună nouă în Capricorn. Uite, deci exact ce am spus mai devreme. E bine să te ridici, să iei atitudine, să conduci, să faci un program foarte bine pus la punct, să îți dai seama cât valorezi și să ții foarte mult cont de acele principii, să ții foarte mult cont de lucrurile care se întâmplă. Mai am aici un mesaj pentru tine și anume o lună în pești, da, o legătură cu zodia pești, care îți transmite că e bine să îți onorezi sentimentele tale, emoțiile tale, nu le mai lăsa să fie călcate în picioare de către persoane care nu sunt la nivelul tău, da? Simt aici ceva toxic Dragii mei, acestea au fost previziunile. Pentru cei de la numărul 3, eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, funcții gratuite pentru toată lumea și, de asemenea, te invit cu drag și la un alt număr, dacă vrei să mai vizionezi, sau la o altă citire. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like, distribuiți acest videoclip și nu uitați să-mi lăsați în comentarii sugestii pentru noi citiri de tarot. Vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. V-am pupat!